Armata rusă a atacat masiv cu drone kamikaze mai multe orașe din Ucraina. Au fost lovite obiective de infrastructură și case. Președintele Volodymyr Zelensky a publicat înregistrări din locurile bombardate și avertizează că Rusia își va intensifica în perioada rece a anului atacurile asupra infrastructurii critice. Teroriștii ruși vor încerca să provoace mai multe distrugeri, a scris Zelensky pe canalul său de Telegram. În timpul nopții, apărarea antiaeriană a doborât 24 de drone și o rachetă lansată de ruși. Alte 14 drone și-au lovit țintele. Au fost explozii puternice în mai multe regiuni din Ucraina, inclusiv în orașele Harkov, Lvov, Odessa și Herson. Cel puțin 2 oameni au fost răniți. Au fost avariate sau distruse 18 case, obiective de infrastructură, dar și clădirile unei instituții de învățământ. Lupte grele sunt și pe frontul din estul țării, unde armata rusă încearcă să rupă liniile de apărare ucrainene. Cele mai fierbinți puncte sunt în preajma localităților Kupiansk din regiunea Harkov, Bahmut și Avdiivka din regiunea Donetsk, dar și Robotino din regiunea Zaporojie. De asemenea, armata Moscovei a dislocat mai multe trupe la graniță pentru a forța Ucraina să își retragă de pe front unele unități ale armatei. Inamicul menține o prezență militară în zonele de frontieră, desfășoară activități de sabotaj pentru a împiedica trimiterea trupelor noastre în zonele amenințate de pe front și mărește densitatea câmpurilor de mine de-a lungul frontierei de stat din regiunea Belgorod. În ultimele zile, armata rusă demonstrează o intensificare a bombardamentelor. În numai 24 de ore, mai mult de 100 de localități din Ucraina au fost supuse tirurilor de artilerie. De asemenea, 24 de localități au fost bombardate de aviația Rusiei, potrivit rapoartelor Kievului. În timpul misiunilor de luptă în direcția Kupiansk, echipajele avioanelor operativ-tactice au distrus 3 poduri peste râul Oskol și au lovit puncte temporare de dislocare a trupelor și de comandă. Între timp, Statele Unite ale Americii au anunțat un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. Sunt vizate în special companiile care execută comenzi pentru armată, inclusiv cele producătoare de drone de atac. Măsuri punitive vor fi aplicate și pentru o serie de companii străine care ar ajuta Rusia să ocolească sancțiunile occidentale, dar și pentru unii membri ai guvernului rus. Sunt recunoscător Statelor Unite pentru noua și puternică decizie de sancționare. Mai mult de 220 de entități rusești și doar rusești care lucrează pentru agresiune sunt acum sub efectul sancțiunilor americane. Este ceea ce avem nevoie. Industriile critice pentru agresori, schemele sensibile pentru teroriști. Fiecare decizie de sancționare trebuie să fie pe deplin eficientă, astfel încât Rusia să nu aibă nicio șansă de a ocoli sancțiunile. Puterea sancțiunilor este puterea păcii. Сила санкцій – це сила світу. Постійно комунікуємо. Iar autoritățile de la Kiev au anunțat că pregătesc o reuniune a consilierilor pentru securitate națională din principalele puteri ale NATO, Statele Unite, Marea Britanie, Germania și Franța. Responsabilii pentru securitate vor analiza situația de pe front, dar și perspectivele păcii. Milioane de cetățeni ucraineni au fugit din calea războiului declanșat de Rusia la începutul anului trecut. Mulți au ajuns în România, unde, în cea mai mare parte, au fost preluați și ajutați de autorități. Unii dintre ei sunt și acum în grija statului, alții au reușit să se integreze și să se descurce cu propriile forțe. Este și cazul unei femei în vârstă de 46 de ani, plecată cu familia din Odessa. Au ajuns la Brașov, unde și-au deschis un salon de înfrumusețare și în care au angajat și alte ucrainence. La 2 zile după începerea războiului din Ucraina, Iulia, împreună cu soțul ei și 2 copii de 4 și 17 ani, și-au părăsit țara. S-au stabilit la Brașov.
Eu am lucrat cosmetician, aveam două saloane în orașul Odessa. De 17 ani sunt cosmeticiană. Am creat un grup de Telegram unde distribuiam informații utile pentru ucraineni. Au fost situații când m-am deplasat la graniță să întâlnesc cetățeni ucraineni, prieteni, cunoscuți. Îi ajutam ca să se adapteze aici. Treptat s-a creat o comunitate a celor din sectorul de frumusețe și am înțeles că trebuie să deschid o companie și să lucrăm împreună. Organizovati firmă, legalizovati все и работать в колективе. Anastasia are 23 de ani și a plecat din Kherson când orașul se afla încă sub ocupația rusă. Зараз, одну секундочку. Numai o secundă, vă rog. Când vezi cadavre pe stradă și militarii ruși lângă ușa ta și când știi ce fac ei cu oamenii, cu ucrainenii, unicul gând pe care îl ai este cum să te aperi. Ти думаєш про те, як себе захистити? Alături de alte două fete, Anastasia, dar și Iulia, își văd viitorul la Brașov. Vor să învețe bine limba și nu se mai văd vreodată întorcându-se în Ucraina. Ce-ți plac în bună? Vine să plâng, este viața mea, viața mea în Ucraina și este foarte greu să las Ucraina. Este o mare tragedie pentru poporul ucrainean ceea ce se întâmplă acum. Sunt foarte recunoscătoare poporului român care ne-a primit și ne-a ajutat. Мені румунському народу, який нас прийняв, який допомог во всьому, абсолютно во всьому. Було складно. A fost greu la început, pentru că e un oraș necunoscut și nu aveam prieteni ucraineni. Dar apoi, la școala română, au început copiii să vină către mine și să mă accepte. Iulia și-a pus deoparte disperarea și și-a găsit puterea în meseria și talentul ei. A găsit un apartament unde proprietarul să fie de acord să poată deschide o firmă. Aici a ajutat-o o avocată. A cerut aprobarea vecinilor, cărora le-a povestit ce afacere deschide, iar mai apoi și-a deschis SRL-ul cu ajutorul unei contabile. Aceasta se ocupă în numele ei de tot ceea ce înseamnă acte. A primit un număr de identificare fiscală care poate fi obținut de orice cetățean străin, iar angajatele le-a găsit pe un grup de ucraineni, unde a întrebat cine lucrează în domeniu. Și așa, Iulia, alături de alte colege, încearcă să facă viața mai frumoasă doamnelor din Brașov.